Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de doamnele Cristina Mihaela Marin Bună ziua. Și Claudia Tot, profesoare la Colegiul Economic Gheorghe Dragoș în Satu Mare. Doamne profesoare, vă invit să vorbim astăzi despre felul în care Colegiul Economic pregătește oameni de afaceri încă de pe băncile școlii. Pentru început însă o să vă rog pe dumneavoastră să prezentați pe scurt colegiul. Colegiul nostru s-a înființat de mult, în 1923, ca școală comercială, avându-l director pe domnul profesor Gheorghe Dragoș, care și poartă numele, care ulterior devine profesor universitar și rectorul Academiei de Înalte Studii Economice și Comerciale de la Brașov. Iar din anul 2011, denumirea școlii noastre s-a schimbat din grup școlar în colegiu economic, așa cum ne numim și astăzi. Funcționăm cu un număr mare de clase, 34 de clase avem, dintre care 30 la învățământ de zi și 4 la învățământ profesional, deci peste 850 de elevi, și un colectiv mare de cadre didactice, în jur de 70 de profesori. Da. V-aș ruga să treceți în revistă și oferta educațională a liceului. Da, pentru anul 2016-2017, colegiul nostru va avea două clase de economic în limba română la zi și una tot de economic în limba maghiară și două clase de comerț în limba română, iar la învățământ profesional vom avea în total trei clase, dintre care pe grupe împărțite vom avea la limba maghiară o jumătate de grup, adică 14 locuri pentru comerț și 14 locuri pentru bucătari. Pentru o secția de limba română vom avea două clase, dintre care una de comercianți și una tot pe grupe, 14 locuri la cofetar patiser și 14 locuri la ospătar, deci în domeniul de alimentație publică. Da. La numeroase licee se întâmplă un fenomen, în sensul că tot se bulucesc la anumite specializări și în timp ce le evită pe altele. Cum se întâmplă la Colegiul Economic? La noi, de obicei, cererea este uniformă. Probabil o idee s-ar orienta spre turism. Din păcate, nu ni s-a aprobat pentru anul viitor școlar clasă de turism, pentru că suntem o zonă unde turismul, din nefericire, nu este prea dezvoltat, în zona țării, așa că s-au aprobat cele clasele de economic, comerț și alimentație publică. Dar eu spun că afinitatea elevilor este în egală măsură aceeași pentru toate specializările din profilul servicii. Bun. Numeroase licee tehnologice și sau de alt gen au probleme cu efectuarea practicii. Cum colaborați dumneavoastră cu operatorii economici pentru efectuarea practicii? Foarte bine. Deci noi în acest domeniu, din această privință, nu putem să ne plângem, nu am avut experiențe negative. Avem 21 de parteneri, de agenții economici cu care efectuăm practica din domeniul alimentației și turismului cei mai mulți și avem din domeniul comerțului, inclusiv din domeniul finanțelor. Avem din domeniul finanțelor cele două direcții. Aveți suficiente locuri pentru efectuarea practicii? Da, având da? Clase de economic câte două pe nivel, este suficient locul, de exemplu, la finanțe, la finanțele județene, la cele locale, în centrele comerciale, hipermarketul Kaufland sau la Penny, unde avem elevi din nou, sunt suficiente locuri atât pentru cei de la zi cât și pentru elevii de la profesională, iar pentru clasele de turism și alimentație, acolo nu efectuăm practica comasată cu clasă întreagă, ci ei sunt împărțiți pe grupuri mai mici, pe grupe de câte 3-4 elevi și de aceea avem agenți economici mai mulți ca număr
pentru a-și putea efectua practica în mod eficient, deoarece la bucătărie, la ospătărie, e nevoie de atenție concentrată din partea tutorelui de practică și trebuie supravegheați atent. Și, de asemenea, și agenții economici sunt ca spațiu mai redus decât un hipermarket, de exemplu. Am văzut că aveți și la sediul liceului o mică bucătărie, nu? Sau da, cum se numește? Da, se face practică în școală când se organizează anumite evenimente ce necesită decorarea unor mese festive, servirea invitaților și în aceste condiții, clasele de profesională care 3 zile pe săptămână efectuează practică, ei sunt avantajați să își desfășoare practica în acest atelier școală. Nu concurați cumva cu liceul de industrie alimentară? Nu. În privința specializărilor, nu? Nu, noi pregătim elevi, așa cum am menționat anterior, ca ospătari, ca bucătari, pe când dânsii în producție alimentară. Dânsii fabrică, noi comercializăm sau servim. A, asta e sfera comerțului. Colaborăm cu dânsii, da. Da. Să trecem la problemele competiției de business, subiectul pe care l-am propus acum, de constituire și funcționare a firmelor de exercițiu. Dar înainte de a trece la dezbaterea subiectului propriu-zis, o să urmărim un scurt film. Te rog să ne prezinți instituția din care faci parte și standul pe care îl reprezentați. Bună ziua, noi suntem de la Liceul Tehnolog George Berețiu Livada. Firma noastră se numește Rustic Style SRL. Ne ocupăm cu promovarea produselor tradiționale. Dorim ca această tradiție să fie dusă cât mai mult pe piață și avem costume ușenești, avem zgârzi, brățări care sunt făcute manual, avem chischineau, cum se spune la noi în zonă, avem aici alături de noi un costum care este uieș pentru băieți, este un costum mai modern care este format din straiță și mărgele alese de el. Acesta este clopul, este clopul mai modern. Acesta este clopul mai modern, care este în zilele noastre, da. Și acesta a fost cel mai de mult, care era a strămoșilor, a bunicilor. Da. Așa, asta e evoluția? Da. După cum puteți observa, ne ocupăm cu producția de vinuri și așa cum puteți observa și aici, avem multe materiale promoționale, avem și struguri din soiuri pe care noi facem vinuri și chiar vă putem oferi un par de vin dacă doriți să degustați. Mă numesc Fabian Răzvan și sunt din clasa 11 G, pe profilul de comerț. Da, de la Liceul Economic Gheorghe Dragoș. Suntem de la Colegiul Tehnic Iulimani Ucarei. Firma noastră de exercițiu se numește Roiul la Stop, se ocupă cu comercializarea produselor din miere. Avem diferite sortimente. Deocamdată doar comercializăm, dar ne propunem să și producem mierea. Miere de salcâm, de rapiță, avem și propolis, avem și tinctură de propolis. Venim din Negrești Oaș, de la Liceul Tehnologic Ioniță Geandron. Avem, firma noastră se numește IGA Cookies SRL, profil comerț cu amănuntul al produselor de patiserie, al produselor de panificație în magazine specializate. Diferite sortimente de prăjituri, pâine de casă. Reluăm
emisiunea de dezbatere. Doamna profesoară, vă rog să ne vorbiți despre o retrospectivă a acestei competiții de business plan. În primul rând vreau să încep cu un mic istoric al competiției Business Plan, care este organizată în colaborare cu ROCT, Centrala Firmelor de Exercițiu. Această competiție are loc din 2008-2009. Mai întâi a fost organizată în trei etape, locală, județeană și națională. Acum, datorită volumului mare de firme de exercițiu înființate, ea este organizată în patru etape, intervenind și etapa regională, pe fiecare regiune, etapă la care firma pe care o coordonez, firma Vin la Tine SRL, o să participe, ea calificându-se atât la faza pe școală, faza locală, cât și la faza județeană. Această competiție vizează o serie de obiective care pun accentul pe valorificarea abilităților antreprenoriale ale elevilor, spiritul lor de echipă, precum și gândirea critică, luarea deciziilor. Firma noastră, bănuiesc că asta ar trebui să menționez, ce anume constă această competiție. Grupa firmei noastre este formată din elevii Fabian Răzvan, care este manager general al firmei, și Drincal Beatrix, care este jurist consultul. Echipa formată din cei doi, de fapt, planul de afaceri este elaborat de întreaga firmă, numai că prezentarea acestui plan de afaceri este făcută de echipa formată din cei doi la fiecare din etape. Prezentarea la etapa județeană a fost făcută pe baza unei prezentări PowerPoint. Planul de afaceri cuprinde foarte multe capitole, zic eu, chiar prea multe pentru elevii clasei a 11-a. Aveți și un manual în care se tratează un capitol denumit plan de afaceri? Manualul sau de unde se există, însă există o structură a planului de afaceri pe baza căreia acest plan de afaceri trebuie redactat. Din nefericire, zic eu, având în vedere că se adresează atât elevilor clasei a 11-a cât și elevilor clasei a 12-a și a 13-a normal, noțiunile lor financiare sunt destul de reduse în comparație cu cerințele. Adică acest plan de afaceri conform metodologiei cuprinde o serie de indicatori pe care ei încă nu au învățat să-i calculeze și atunci trebuie să... Deci depășesc cunoștințele care le-au acumulat anterior. Da. Mai ales că se adresează atât claselor de comerț cât și de economic. Elevii de la clasele de economic sunt mai avansați, elevii de la clasele de comerț mai puțin, datorită modulelor predate și intensității disciplinei la fiecare specializare. Această competiție e organizată la nivel național sau numai la nivel local? Nu, ea este organizată în patru etape. Mai întâi, prima etapă este la nivel local, la nivel de școală. Așa. Echipa care se califică la nivel local, la noi a fost o competiție foarte acerbă la nivel de școală, având 17 firme de exercițiu. Firma care se califică, cum spuneam, la faza locală, participă la faza județeană. Și la nivel local, fiecare clasă a avut câte o echipă sau cum? Da. Sau mai multe? Una. La noi, la liceul economic, fiecare clasă are câte o firmă de exercițiu. Fiecare elev al clasei este angajat al firmei de exercițiu pe un anumit post. Fiecare elev? Deci, da. Deci nu e o echipă restrânsă? Nu. Da. Eventual, conducerea e mai restrânsă. Conducerea este mai restrânsă. Cum se procedează? Noi, la început, a fost o sesiune de brainstorming. Recunosc că managerul general l-am ales eu. Iar împreună amândoi am ales echipa pe baza CV-ului, la fel ca într-o firmă obișnuită.
a avut loc un interviu de angajare și pe baza are și ceva abilităților. Consiliul de administrație care selectează personalul. Exact, da. E bine să fie cât mai apropiat de condițiile reale. Este foarte apropiat de condițiile reale, inclusiv materialele promoționale. Cred că avem materiale promoționale mai multe decât o firmă reală. Păcat că, din punct de vedere financiar, nu putem să le scoatem într-un volum foarte mare. Plecând de la pixuri, creioane, ce au învățat elevii este că putem face lucruri multe cu bani puțini. Da. Ca obiectiv e ceva bun. Aș vrea să, așa, o paranteză. Zici, vorbim despre competiție. Însă, în viața reală, problema e mai mult de colaborare decât de competiție. Acolo unde personalul angajat va lucra. Cum îi pregătiți pentru lucrul în echipă, pentru această latură a cooperării pe copii? Păi, vă rog să-mi spuneți și ambele. Încep eu. Să-mi spuneți, vă rog. Ați spus că este vorba de competiție. Este competiție între firmele de exercițiu, nu în cadrul echipei. Deci, în cadrul echipei, al clasei, al firmei, la fel cum va fi și pe viitor pentru ei, este vorba de colaborare. Pentru că dacă un departament nu colaborează cu celălalt, până și această competiție business plan, nu, cel puțin în noi, nu mai ajungeam la același nivel. Pentru că departamentul comercial s-a ocupat de catalog, materiale promoționale, care au jucat și ele un rol important. De asemenea, standul a fost amenajat de toți elevii clasei mele. Ambalajele, după cum se observă, chiar m-am uitat pe ambalajele de la sticle, sunt personalizate, e vorba de carafe care sunt personalizate de elevi de la departamentul tehnic, pentru că dacă tot este vorba de produse virtuale și în ambalajele respective există ceai. Deci sunt divizați pe departamente? Da, ei sunt divizați pe departamente și trebuie să lucreze împreună, că altfel nu putem ajunge la performanță. Da, dumneavoastră cum vedeți cooperarea în cadrul echipelor? Da, în firma de exercițiu se simulează activitățile firmelor reale. Așa cum spunea și colega mea, există 5 departamente de obicei. Firmele sunt structurate în 5 departamente după ce elevii și-au ales obiectul lor de activitate după mai multe întâlniri, ședințe, propuneri, se votează și majoritatea aleg obiectul de activitate cel mai dorit de către colectivul clasei respective. În cadrul colectivului clasei, în cadrul firmei de exercițiu, ei simulează activitățile de la cele 5 departamente și, cum spunea colega, trebuie neapărat să colaboreze între ei, pentru că nu puteau să aibă în planul de afaceri indicatorii financiari fără compartimentul contabilitate, nu puteau să aibă materialele promoționale fără departamentul marketing, nu puteau să încheie tranzacții cu celelalte firme concurente fără compartimentul de vânzări, cumpărări și celelalte compartimente. În ceea ce privește spiritul competitiv, este doar între echipe diferite, adică firme diferite. La etapa județeană au fost 4 firme care se ocupau cu obiect de activitate diferit. Colega mea a avut echipa cu comercializarea băuturilor obținute din struguri, altă firmă a avut produse de patiserie, o a treia firmă mierea și o a patra firmă portul național și comercializarea îmbrăcămintelor din tradiționale. Deci dar dacă în echipă se ivește o dispută, ce s-a întâmplat? Cine are ultimul cuvânt în a lua o decizie? Sau cum se ia o decizie? Personal, conduc și eu, coordonez și eu o firmă de exercițiu anul acesta și am coordonat de-a lungul anilor 5 firme de exercițiu. Le propun la începutul activității să își formeze un regulament de ordine interioară
prin care să precizeze de la începutul activității ce măsuri se vor lua dacă nu se îndeplinesc sarcinile de serviciu. Și își fac ei un regulament de ordine interioară care presupune, de cele mai multe ori, absențe, tăierea salariului pe ziua respectivă, bine virtual, dar cel mai mult cred că îi motivează notarea, evaluarea din catalog. Și așa se iau măsurile în final pentru neîndeplinirea sarcinilor, pentru îndeplinirea peste program. Ei lucrează, în ghilimele, da? Deci lucrează la firma de exercițiu 3 ore săptămânal. Disciplina de firmă, modul de firmă de exercițiu prevede 3 ore săptămânal. Acestea nefiind suficiente, ei lucrează și peste program. Sunt angajați din cadrul firmei de exercițiu, elevi care lucrează suplimentar și atunci ei vor fi răsplătiți tot pe baza acestui regulament de ordine interioară care prevede anumite... Dar eu mă referam dacă se ajunge la o dispută referind la calitate, referitor la ambalaj, referitor la design. Am înțeles. De altă natură. Da. Cum o soluționați? Tot ei sunt cei care trebuie să aprecieze într-adevăr calitatea reușită sau nereușită a lucrului și intervin celelalte compartimente, de exemplu un pliant, catalog, ceva, un material promoțional nu este de calitate, nu reflectă în totalitate ceea ce își dorește firma să reflecte, pot să vină colegilor de la celelalte departamente. Nu înseamnă că elevul de la contabilitate nu știe decât cifre, nu cunoaște decât socoteli și formule, el poate să își aducă contribuția cu spiritul său creativ la departamentul de marketing și invers. Practic prin vot sau cum anume se ia o decizie dacă se ajunge la vreo neînțelegere? Facem ședințe. Da? Ședințe de lucru. Ședință și... Da. La noi se votează. La consens, la dumneavoastră cum e? Se votează, exact cum ați spus. Se votează? Majoritatea decide. Da, da. Și când mergem la un târg, având în vedere că târgurile organizate trebuie plătite și suportate de noi, târgurile la care participăm se votează. Expunem târgurile organizate în ce orașe sunt, și fiecare votează și în funcție de cele mai multe voturi mergem la acel târg sau la celălalt. Da? Cum stabiliți prețurile produselor? Noi am stabilit prețurile produselor în comparație cu piața reală. Da? Vă faceți o confruntare cu ce se oferă în magazine, da? Elevii au făcut o analiză ce-i drept nu în magazine virtuală, adică pe net. Au studiat piața reală, la ce prețuri sunt vândute vinurile pe care le producem noi, sortimentele de vinuri, și în comparație cu acele ei au abordat prețuri puțin mai reduse decât piața reală. Lucrați sistem dumping, să dăteți piața, să doboreți prețurile. Bine, important e să vă vindeți marfa și să vă rămână un pic de profit, da. Și au făcut planul de afaceri și conform planului de afaceri trebuie să avem profit și anul acesta. Preț de 2 ani am mers pe profit. Da? Da. Și faceți bilanț la sfârșit de bilanț contabil? Da, bilanț... da. Firma vin la tine, o să participe anul acesta la cea... sau din nou o să participe la, pentru obținerea competiției marca de calitate nivel avansat și din să această cauză... Să precizăm că produceți produse vinicole, nu? Da. Și de aici vine și denumirea firmei. Vin la tine? Da, vin la tine. Da, cu două înțelesuri. Da, e inspirată trebuie denumirea, trebuie să recunosc. Trebuie să atrag atenția. Da, da, și a atins obiectivul. Aș zice eu, din afară. Cum ați procedat anul acesta? Am participat și eu la competiția asta. Au participat mai multe licee. V-aș ruga să vorbiți despre felul de a organiza pe județ, nu? Am înțeles. Cum ați organizat-o?
Eu nu am făcut parte din organizare, decât pot mai să, multe. Pot să spun cum mi-am organizat firma. Da? Dar cine organizează? Inspectoratul județean. Inspectoratul de școlar? Inspectoratul școlar județean cere din partea noastră propuneri pentru Comisia de Organizare și Evaluare, în care noi trebuie să cuprindem toate școlile care au profil servicii, clase de profil servicii și care ar putea să participe. Sigur, nu sunt obligate să participe la competiție, dar trebuie să li se ofere această oportunitate, ocazie de a participa. Sunt înștiințate toate școlile din județ care au profil servicii, iar la nivelul inspectoratului, doamna inspector de specialitate, doamna Dânga Adriana, formează, sigur, cu aprobarea inspectorului general, Comisia de Organizare și Evaluare, din care fac parte atât domni inspectori, domni profesori, cât și oameni de afaceri de la firme reale. Da, am văzut că ați avut oameni de afaceri în juriu care evaluau standurile. Da, anul acesta am avut de la Asociația Economică Germano-Română, de la pe domnul Hoțli Iosif, de la Fabrica de Ciocolată Odoreu, pe domnul Burian Camil, de la Inspectoratul Teritorial al Consiliului Concurenței, pe doamna Bodea Felicia, de la Primăria Municipiului, pe doamna Marinescu Anca și de la Liceul de Industrie Alimentară Emil Palade, pe doamna Măzgărean Monica. Da, dumneavoastră ați participat și în afara competiției județene, până acum, în alți ani. Da, noi am participat și anul trecut, nu este vorba de aceeași clasă, firma noastră este preluată. Clasa 12H a terminat și acum a preluat-o clasa 11G. Firma Vin la tine. Noi am participat. Cu aceeași denumire? Cu aceeași denumire, în rest totul este schimbat. Materiale promoționale, siglă, slogan, prezentarea PowerPoint, deci totul este modificat, inclusiv spotul și mai nou. Actuala firmă se descurcă mult mai bine cu calculatorul și avem și un magazin virtual, webshop, pe lângă site-ul nostru. Deci vindeți și pe internet. Vindem și pe internet. Da. Și ați participat și în alți ani. Noi am participat, dar... pe care le-ați coordonat dumneavoastră. Anul trecut nu ne-am calificat la faza regională noi. Dar știu că participați în Baia Mare, nu? De obicei, sau unde? Da, este vorba de târguri organizate. Târguri, da. Anul acesta noi vizăm, am fost la Baia Mare, am luat locul 3 la materiale promoționale, am primit cupă. O să urmeze târgul de la noi din satul mare 29-30 martie, târgul regional. Este la a doua ediție, așa că vă așteptăm să veniți la noi. Se va organiza la Casa de Cultură. După aceea o să plecăm la Zalău, tot la un târg regional. Iar în luna mai o să mergem la București, la Târgul Internațional. Firma Vin la tine, cel puțin. Da? Dumneavoastră, cu ce credeți că rămân elevii la sfârșitul unei astfel de competiții? Cu ce rămân la sfârșitul efectiv? Competiției sau la sfârșitul muncii în firma de exercițiu? Păi la sfârșitul muncii în firma de exercițiu. Evident că competiția e precedată de... Da, de întreagă, mult, de mai multe etape și de activitate. Eu cred că fiecare elev își găsește locul său în firma de exercițiu. Sigur că întotdeauna există și excepții, elevi care nu își îndeplinesc sarcinile de serviciu până la capăt. În acest sens este indicată rotația posturilor, așa că după ce termină clasa 11-a la aceeași firmă de exercițiu din clasa 12-a, îi schimbăm pe departamentele amintite, undeva totuși găsesc locul și am avut experiența plăcută, să descopăr elevi care probabil la contabilitate, eu sunt profesor de contabilitate, nu se descurcau, nu le plăcea, ne chinuiam, pot să spun reciproc, iar în cadrul firmei de exerciții și-au găsit locul și și-au dat seama care sunt capacitățile lor, competențele pe care trebuie ei să le desfășoare, deprinderile pe care le pot adânci, pot să se perfecționeze într-un anumit domeniu, chiar dacă ei au ajuns la liceul economic, la colegiul economic, poate își dau seama
Care este direcția de viață pe care trebuie să apuce după ce termină liceul, cele 12 clase, constatând, de exemplu, că probabil nu tocmai matematica, nu tocmai contabilitatea sunt materiile lor preferate. Își găsesc întotdeauna scopul în viață și asta ne împlinește și pe noi și îi mulțumește și pe ei. Dar ține seama de preferințele lor atunci când îi, să zicem așa, numiți într-un post? Se repartizează pe departamente, da. Ca să aibă motivație, să fie eficienți, să poată să se dezvolte. Chiar acesta este scopul firmei de exercițiu. Ce vor face în viață? Orice organizare, fie ea instituțională, fie ea comercială, cu scop lucrativ sau chiar caritabil, trebuie să fie organizată, trebuie să aibă compartimente, departamente, birouri, trebuie să ai un șef, să fie angajat simplu, poți să fii chiar femeie de serviciu, tu trebuie să-ți găsești acolo scopul tău, menirea ta, pe care să o faci cu plăcere. Am înțeles că urmăriți și formarea de competențe antreprenoriale. Vă rog să vorbiți despre acest aspect. Nu este ușor să îi ajutăm în acest sens. Ne vine în sprijin și materia, disciplina studiată în clasele a 10-a, educația antreprenorială, unde ei fac cunoștință pentru început cu ce înseamnă să fie antreprenor, după care am avut experiențe la firma de exercițiu că își doreau mulți să fie ei director executiv sau măcar director de departamente. Iar în practica ce urma, săptămâni la rând, ore la rând, își dădeau seama că nu este cel mai ușor lucru să fii director sau nici chiar măcar șef de compartiment. Chiar dacă sună bine. Chiar dacă sună bine. Și este o oportunitate pentru ei să observe, să trăiască efectiv ce înseamnă să trasezi sarcini și pe urmă să urmărești să fie îndeplinite sau să iei măsuri dacă nu au fost îndeplinite. Este o provocare pentru ei în ceea ce privește viața care îi așteaptă după terminarea liceului, să știe, să se formeze, să aleagă dacă sunt potriviți sau să recunoască că nu sunt potriviți și totuși să-și găsească locul potrivit într-o instituție, într-o firmă. Da, e o problemă mare, opțiunea pentru o anumită profesie sau alta. Chiar dacă sunt, să zicem, se învață pe băncile aceleași școli, sunt specializări mai înguste pentru care trebuie să se ia o hotărâre, dacă se poate, cunoștință de cauză. Altfel, ce se întâmplă? Ori rămâne șomer, ori trebuie să se recalifice, să o ia totul de la zero, cum se întâmplă în foarte multe cazuri, unde nu e o practică așa, nu se efectuează o practică atât de îndelungată cum e cazul Colegiului Economic. Se învață mai mult teorie și când am ajuns, să zice, el își imaginează că va fi cu totul altfel și vede realitatea, se izbește de cu totul altceva. Ce aș vrea să vă întreb acum legat de antreprenoriat? Aveți cazuri de absolvenți care au fost în măsură să constituie o firmă, să-și încropească o mică afacere? Avem mulți elevi. Da, urmărim inserția profesională a lor. Adevărul este nu chiar nominal, dar totuși ei ne vizitează, mulți dintre foștii noștri elevi ne vizitează și aș putea să amintesc chiar cu numele câțiva foști elevi de-ai noștri, de exemplu și Poșaida, Pușcaș Radu sau Țăvianu Laris, care lucrează în firmele părinților lor și avem chiar în momentul de față un elev în clasa 12-a, Vida Paul, care de asemenea lucrează în firma părinților lor, unii dintre ei în domeniul de contabilitate, alții în decorațiuni, alții în construcții, fiecare unde probabil au fost ajutați și de acasă și au fost, să spun eu așa, completați de
noțiunile teoretice și de practică de la școala noastră. Sunt mulțumiți, sunt împliniți și probabil ar trebui să-i invitați într-o emisiune să vă mărturisească cât de mult i-a ajutat, i-a încurajat sau i-a îndrumat, orientat lucrul la, și munca la școala noastră, inclusiv la firma de exercițiu. Ei, dacă doresc să se specializeze în la nivel superior, în învățământul superior, aveți absolvenți care au continuat la științe economice, să știu eu, contabilitate, altceva? Da, foarte mulți. Da? Deci, cel puțin 50% dintre absolvenții noștri continuă în domeniu. Da? Da. Da. Deci o proporție importantă, da, care continuă și, da, pentru ei pregătirea le va asigura, probabil că le asigura, sau cu mai multă probabilitate, vor găsi un loc de muncă în domeniu pentru care s-au pregătit, mai mult decât cei cu pregătire medie, nu? Cum apreciați dumneavoastră? Da, consider că, sincer, fie în țară, fie în străinătate, undeva ei vor găsi locul lor. Îi încurajăm toți colegii, toate cadrele didactice, îi încurajăm să își continue studiile la noi în țară, pentru că este mult mai ușor pentru ei. Sigur, la fiecare facultate ei au posibilitatea să primească bursă în străinătate dacă sunt studenți eminenți, deci nu se pune problema. Iar în ceea ce privește avantajele față de studiile medii, eu cred că se vede pe zi ce trece necesitatea acestor studii superioare și la nivelul salariului și la încadrare. Așa cum a amintit colega, la simulările noastre de interviu, ei învață că și în viața reală vor participa la un interviu și vor trebui să își susțină dorința de a fi angajați la firma la care s-au prezentat, cu experiența, dacă au experiență, dacă nu, atunci măcar studiile trebuie să fie prezentate, să-și facă o reclamă, să zic așa, prin școlile absolvite. La angajările dumneavoastră virtuale se recurge la practica interviului de angajare? Bineînțeles, da. Și cum îi vedeți? Își scriu? Da? Își redactează scrisoarea de intenție și CV-ul. Așa. Ei își aleg inițial postul, acum dacă sunt prea mulți doritori de directori. Da, intră în competiție. Intră în competiție și, da, cel mai bun câștigă. Evident. Da, și... Deci învață să scrie scrisori de intenții, să, așa ca și... Da, da, da. E foarte important. Iar după angajare, fiecare elev din firma de exercițiu are un contract de muncă semnat, o fișa postului, adică tot ce înseamnă firmă reală înseamnă și firmă virtuală la nivel de documentație. De secretariat, chiar tot... Trece prin toate etapele. Prin toate etapele, chiar poate mai multe, pentru că într-o firmă reală, cum spunea colega mea, de rotația posturilor, aceasta nu se întâmplă într-o firmă reală mică, da, pentru că este foarte greu să înveți și să educi un salariat pe un anumit post și după aceea să-i schimbi postul. Ar trebui o investiție mai mare și... Da, nu... evident, aici sunt alte obiective în cadrul școlii. Cum vedeți dumneavoastră inserția lor profesională ulterioară absolvirii? Având în vedere faptul că am avut această firmă de exercițiu și, sinceră să fiu, și pentru mine a fost o experiență. Firma Vin la tine pentru mine este prima firmă de exercițiu, am dus o clasă până la final și acum este cea de-a doua. Toți elevii mei se descurcă excepțional la facultate, mai ales la partea de contabilitate, toți, da, foștii elevi. Da. Ce îmi place cel mai tare la ei este că au învățat că nu știu tot și că mai trebuie să învețe. Dacă au vreo problemă, sună fără nicio ezitare și fără nicio ezitare îi ajut cât pot. Eu cred că după ce o să termine facultatea, unul dintre elevii mei chiar dorește să se angajeze și a avut nevoie de niște diplome de la firma de exercițiu, el fiind fostul nostru negociator, directorul comercial. Era foarte bun pe partea de vânzare.
și i-am furnizat copiile după diplome pentru faza de interviu real de data aceasta. Dar cam în ce proporție reușesc să se angajeze? În ce proporție rămân și trebuie să schimbe profesia pentru care s-au pregătit? Puteți să apreciați? Sinceră să fiu, având în vedere că nu sunt de foarte mult timp în învățământ, n-aș putea să... Da, nu puteți să faci aprecierea și dumneavoastră? N-am terminat prea multe generații. În proporție de aproximativ după ultimele date statistice pe care le-am adunat și noi la școală, în proporție de 70% reușesc să rămână în domeniu, ceilalți de 30% sau poate chiar mai puțin, ei chiar de pe băncile școlii e posibil să se fi reorientat. Sunt cazuri, trebuie să recunoaștem, când ei au ajuns la școala noastră, fie îndemnați, orientați de părinți, fie datorită repartizării în urma examenului. Vă rog să insistați la momentul acesta a opțiunii pentru liceul dumneavoastră. De ce merg la dumneavoastră și nu în altă parte? Sunt cazuri că merg așa mai întâmplător, să zic așa, sau influențați de părinți sau știu eu de cine care nu cunoaște sau nu-și cunosc ei suficient de bine aptitudinile? Adică e pregătită orientarea asta profesională care precede învățământul liceal? În ce măsură credeți că e? Nu știu în ce măsură sunt ei convinși înaintea examenului de capacitate că își doresc să lucreze în domeniul economic. Știu că prin activitatea noastră la firmele de exercițiu și prin, să spun așa, promovarea imaginii școlii la anumite activități, la târguri, la competiții, la zilele liceului, în ultimii ani, eu spun că ajută mult imaginea școlii și imaginea acestor absolvenți de clasa a 8-a privitor la cu ce ne ocupăm noi ca școală prin prisma firmelor de exercițiu. Își dau seama mai mult decât până a se fi înființat această metodă de predare, își dau seama mai mult ce face liceul economic. Dar cum apreciați în gimnaziu activitatea asta de orientare școlară și profesională? Mai mult decât fac colegii noștri de la gimnaziu, nu știu dacă am putea nici noi să facem datorită nivelului lor de maturizare, de gândire matură. Ei sunt încă niște copii. Abia în liceu cred că se decid marea majoritate, nici atunci nu toți, în privința viitoarei meserii, viitoarei ocupații. Din câte am constatat eu, foarte puțin se face în școala gimnazială, în sensul de a vizita locuri de muncă. Efectiv, să vadă la fața locului cu ce se mănâncă meseria cu tare și cu tare. Ei nu au practică în programa școlară și doar lecții vizită ar putea să efectueze. Da, noi avem știu practică. Că aveți caravana aceea, așa? Dacă puteți să ziceți câteva cuvinte despre felul în care organizați. În caravana de prezentare a ofertei școlii ne angrenăm, să zic așa, aproape tot colectivul de cadre didactice împreună cu elevii doritori de la liceul nostru și se face o programare a școlilor care vor fi vizitate în mod organizat. Să deci vorba de școli gimnaziale, de unde urmează să primiți dumneavoastră elevii înscrierile, matriculările. Exact. Așa, și de unde știți unde să mergeți și unde să nu mergeți? Noi, sigur, la nivel de direcțiune, se ia legătura cu directorii școlilor generale și se face, cum am spus mai înainte, se face o programare a anumitor echipe pe sate, de exemplu, în zona Călinești, altă echipă în zona, știu eu, înspre prezentați Zadar. Filme? Cum se informați pe... Da, există o prezentare a ofertei educaționale
în PowerPoint care surprinde și imagini de la activitățile făcute de elevii noștri, de la practica efectuată de către elevii noștri la agenții economici, anumite filmulețe și în echipa care mergem, suntem în așa fel organizați încât să fie și profesori de specialități economice pentru a oferi informații cu privire la meseriile în care formăm noi elevii și mai sigur echipa cuprinde și alți colegi de la alte discipline de cultură generală și inclusiv de la matematică, deoarece bacalaureatul la noi se dă din matematică care nu este tocmai ușoară. Este, pot să spun, spinul absolvenților, dar ei trebuie informați din timp care sunt disciplinele de bacalaureat și să poată să combine meseria în domeniul economic cu cunoștințele lor de matematică care vor fi necesare pentru pentru a-și lua examenul de bacalaureat. Știu dacă mi-a spus, aveți și clase de învățământ profesional? Da. Da? În momentul de față avem 4 clase, iar pentru anul viitor... La ce specializări? Anul acesta avem în domeniul comerțului și în domeniul alimentației cofetar și bucătar, iar pentru anul viitor avem, cum am precizat, comerț și bucătar la secție maghiară și comercianți, cofetar, patiser și ospătari la secția română. 3 clase de profesionale. După câte văd... Eu cred că ăștia își găsești loc de muncă mai degrabă. Văd solicitări la magazine, văd și anunțuri de mică publicitate în care se solicită astfel de meserii, așa că cei care doresc să intre pe câștig pot să au șanse mari dacă merg la dumneavoastră, spre deosebire de multe alte școli unde merg la sigur la șomaj. Nu, după deci absolvire. Avantajul acestei forme de învățământ este că au 3 zile de practică pe săptămână, deci din 5 zile, 2 sunt de teorie, 3 de practică, timp în care și ei se obișnuiesc cu agentul economic și agentul economic se obișnuiește cu ei și de multe ori rămân la același agent economic pentru a se angaja. Deci aveți o pondere destul de mare a practicii, dar cu asta timpul destinat emisiunii s-a epuizat. Vă mulțumim foarte mult pentru participare, iar telespectatorilor le mulțumim că au fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV.